Ia de nobel. Și dacă cineva înjură pe Orbuța Vasilescu, pe Claudiu Manda sau pe Cosmin Vasile, mă înjură și pe mine. Așa e viața, nu? Și la bine și la rău. Și de asta vin în fața dumneavoastră să vă spun câteva puncte de vedere referitor la ce s-a bălmăjit de către doi veșnici candidați la primăria. Când faci aprecieri pozitive sau negative despre cineva, trebuie să te gândești că și alții te judecă chiar oricât de spirit critic. Și atunci îți dau masca de pe față și vezi unde stai, pe ce loc ești și trebuie să gândești foarte bine la ce scapă din gură. Fiindcă e foarte ușor să-ți dai cu părerea despre unul, despre altul. Dar aici se vede și caracterul. Vă spuneam cu caracterul și așa de 2 minute să vă reamintesc, poate am citit și postările, că în matematică a fost întrebat de cel care a inventat algebra. Un iranian, nu știu numele, Abu Ali, nu știu ce. Părintele algebrei. Și a spus ce reprezintă omul în matematică. Și a răspuns și domne, dacă are caracter, îi pun 1 în față. Dacă e și frumos, îi mai pun un 0. Dacă e și bogat, îi mai pun un 0. Dacă e și de familie bună, îi mai pun un 0. Dar dacă dispare caracterul, ce rămâne? 0. Deci m-aș bucura să întâlnesc în lupta asta politică oameni de caracter. Adică, domnul ăsta sunt eu, nu vorbesc cu buzele tivite, uite mesajul meu către oameni, dar nu de dragul de a vorbi, fără să spui nimic, totuși să mereu să apar și să înjuri în stânga și în dreapta. Să luăm acum ce s-a spus despre noi, cei care suntem în administrația publică, județeană și locală. Și să demontăm punct cu punct. De fapt, nu știu dacă chiar merită acest sacrificiu, dar totuși. De asta n-am și văzut după. Dar urmează întrebările pentru dumneavoastră, abia așteptam să mi le pune și o să vă răspund. Sau dacă nu vă răspund, le iau acasă întrebările și dorm pe ele și dimineața vin cu răspunsurile. S-a tot vorbit de festivalul Intensity. Eu n-am fost la festival. Dar m-am bucurat în felul meu, fiindcă 3 zile Craiova a fost vie. Și chiar numai de noi. Mă rog, a costat 5 milioane, nu știu nici mai exact de cât a costat, a fost o hotărâre de Consiliul Local, o procedură legală, dar a fost un nume, Erika Iglesias, care a făcut să umplă stadionul și să simtă lumea și copiii ăștia noștri de 14, 15, 16 ani, extraordinar. Nu trebuie felicitați? Credeți că în alte părți festivalurile se fac așa, nu să spun eu, lasă bă, nu pune niciun loc de la buget să găsim sponsor, nu e așa. Eu, pe timpul meu, făceam acel Romania Music Awards cu, nu știu, 300-400.000 de euro, știi? Și era aceea 40.000 erau de tineret. Acum, lucrurile, când vrei să aduci și nume mari, se complică. Dar bine, repet, bine că s-a făcut și că e o continuitate. Probabil că la anul să fie mai aranjată treaba mai din timp și ecourile să fie și mai pozitive, dacă pot să spun așa. Deci, e greu de spun că sunt prea sărac să rămân prea scump. Să lăsăm cât costă. Important e că s-au dat acolo banii unde a trebuit și au fost artiști de marcă și au distrat. Și au și atras, nu știu dacă a venit turiști străini, dar hotelul a fost a venit din Vâlcea, din Severin, din, nu știu, din București. Dar știu eu că a fost animație mare în Craiova.